Slăvi și binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea ca să citesc un pasaj scurt din Matei, capitolul 9, începând cu versetul 27. Matei, capitolul 9, începând cu versetul 27. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: Ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au zis ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis: Facă-vi se după credința voastră. Și i s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis: Vedeți să nu știe nimeni, dar ei, cum au ieșit, au răspândit vestea despre el în tot țirutul acela. Amin. Știți ce îmi place? De fiecare dată când citesc din Scriptură și citesc despre Domnul Iisus, mereu Domnul Iisus avea o slăbiciune, mereu se atingea de cei bolnavi, mereu se atingea de cei îndrăciți, mereu lucra, mereu făcea ceva. Domnul Iisus, de fiecare dată când merge undeva, făcea o minune, făcea un lucru care era vestit peste tot. Căci așa lucrează Domnul Iisus. El când se face prezent într-un loc, Domnul Iisus vine și îți vindecă boala ta. Domnul Iisus când vine aici în mijlocul nostru, El se atinge de tine. Dar de atâtea ori, și am văzut și în viața mea, de atâtea ori nu îndrăsnesc. Nu mai avem îndrăsneală în Dumnezeu. Nu mai îndrăznim la El. Nu mai îndrăznim ca să-I cerem lucruri. Nu mai îndrăznim ca să-I cerem, Doamne, vindecă. Nu mai îndrăznim ca să-I cerem, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău. Îndrăzneala aceasta este necredința noastră. Deci nu avem credință în Dumnezeu. Nu avem credință că El poate chiar acum ca să se atingă de tine. Dar aș vrea ca să ne rugăm în rugăciunea aceasta: Doamne, dă-ne îndrăzneală. Dă-ne îndrăzneală ca să apelăm la Tine. Mărește-ne credința nouă, că suntem slabi. Privește Tu la viața noastră, la inima noastră. Tu vezi că lipsește din noi credința și îndrăzneala. Căci nu mai apelăm la Tine cum apelam. Nu ne mai încredem în Tine. De aceea, Doamne, Te rog, atinge-Te. Atinge-Te, mărește-ne credința. Eu cred că avem un Dumnezeu care ne ascultă, amin? Un Dumnezeu care ne ascultă. Și este prezent aici în dimineața aceasta. Tu doar deschide-ți inima, primește-L pe El. Aș vrea ca să nu vii aici ca la un spectacol, să vii să te uiți, cântări, sunt foarte frumoase cântările, foarte frumos cuvântul, dar nu uita că și tu trebuie ca să te închini înaintea Domnului. Nu doar ai venit ca să vezi cum alții se închină. Fii tu închinător. Ești dimineața aceasta în casa Lui. Lasă toate celelalte deoparte. Lasă tot ce te ține. Dacă nu poți, roagă-L pe Domnul Iisus, este aici. Este aici Domnul Iisus. Cum ar fi dacă ar veni aici Domnul Iisus și tu ai sta așa posomorât? Oh, dar nu mai termină asta. Nu mai termină cu cântările, nu mergem odată acasă să mâncăm. Ați venit în casa Domnului să ne întâlnim cu El și vreau ca să ne întâlnim. Aleluia. Și vreau ca să stăm înaintea Lui și să-I dăm Lui laudă și cinste. Hai să ne ridicăm în picioare. Hai să îndrăznim la El, îndrăznește în dimineața aceasta la El. Nu o spun eu, o spune cuvântul Domnului, îndrăzniți, îndrăzniți la El, aveți credință în El, aveți credință în Dumnezeu, căci El poate. Nu noi ca oameni, degeaba așteptați ceva de la noi ca oameni, așteptați ceva de la Dumnezeu, căci El este Cel care poate ca să vă dea cu mână largă. Hai să ne rugăm și Domnul să ne asculte, amin. Love.